Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii De ce citim? Astăzi o să abordăm un subiect interesant, vast, festivalul de teatru de la Cluj, la care co-realizatorul acestei emisiuni, Daniel Cristeinache, reputat critic literar, universitar, a participat din plin la un adevărat maraton. A văzut foarte, foarte multe piese de teatru pe care ni le poate acum prezenta sub o formă cât se poate de profesionistă. Bun venit, Daniel, la emisiunea de astăzi. Bine te-am regăsit la București. Flaviu, un gând bun pentru cei ce ne urmăresc și mulțumiri renoite trustului DC News, care susține săptămânal literatura și cultura națională, în acestea cuprinzându-se și teatrul. Teatrul este o parte a literaturii prin textele dramatice care sunt scrise. E vorba de un gen literar, genul dramatic, dar firește teatrul înseamnă și reprezentarea scenică, înseamnă spectacolul care se poate îndepărta de textul original. Și la aceste întâlniri internaționale de la Cluj am văzut și spectacole valoroase, am ascultat de pe scenă și texte dramatice foarte consistente și originale. Cu ce ai rămas, Daniel, în suflet de la Cluj? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce nu ți-a plăcut? Ca să fiu sincer, cel mai mult mi-a plăcut la Cluj, de data aceasta, chiar Clujul. A fost un fel de îndrăgostire târzie de inefabilul acestui oraș, fiindcă am avut ocazia să mă bucur de acest mod tihnit și ardelenesc transilvanean de a trăi nu numai în cultură, de a trăi și în existența cotidiană. Aici, dincoace de munți, la noi lumea este grăbită, lumea este agitată, nervoasă, claxonează, strigă, exclamă, injuriază, se insultă cu multă plăcere oamenii unii pe alții aici. Deci e un teatru din asta. O doză de isterie socială. Acolo oamenii sunt liniștiți, sunt tihniți. Existența e așa ca un fel de ceremonial. Este foarte puternic codificată și regulile acestea de conviețuire socială sunt respectate de toți actorii și de toate personajele din comunitate. Autobuzele vin la fix la ora anunțată. Bref, mai că Clujul a devenit un oraș aspirațional pentru mine. Sper și să nu te muți la Cluj. Da, și întâlnirile acestea internaționale de la Cluj au reprezentat ocazia cea mai bună pentru a avea așa un fel de convergență și de simbioză cu spiritul clujean și transilvanean. Sau îți doresc să te muți, că o să-ți dai seama rapid că suntem în aceeași țară, doar că ai prins un context favorabil câteva zile, poate e un armistițiu acolo cât se desfășoară acest festival. Ce vreau să te întreb, Daniel, dacă ar fi să faci o axă între festivalul de la Craiova, cel de la București, cel de la Cluj, cum se situează, care pe care s-au influențat, care e povestea festivalului de la Cluj? Da, foarte, foarte interesantă întrebare. Mulțumesc. Aș porni chiar de la ceea ce scrie aici pe acest caiet, program foarte elegant, alterități sau în engleză otherness, și faptul că festivalul de la Cluj este pus sub sigla acestui termen conceptual arată că la Cluj, mai precis la Teatrul Național din Cluj, fiindcă acolo s-au jucat spectacole, vin spectacole foarte diferite. Vine un teatru care nu ilustrează o singură formulă, o singură epocă, o singură rețetă, ci în care vezi uneori în aceea zi, fiindcă aveam două spectacole în fiecare zi în acest maraton. Hai să dăm maraton. Din casă, spune câte piese ai văzut la acest festival. Nu, vreo 8, 9, 11, nu mai știu. La un moment dat le-am pierdut șirul. Se poate vedea aici în caietul program cum se înșiră spectacolele unul după altul. Primul a fost
un spectacol concert, Ada Milea, după Herta Müller, foarte, foarte interesant a fost, am și scris despre el pe portalul Liternet și apoi s-au înșirat spectacole unul după altul. Dar ce vreau să spun este că erau foarte diferite și nu apucai să te instalezi într-o formulă pentru că formula se schimba în spectacolul următor. Deci alterități puse în scenă și un mod de a înțelege că atunci când mergi la teatru nu te duci la ceva predictibil și la ceva ce intră în orizontul tău de așteptare, că întotdeauna teatrul de calitate are capacitatea să te scoată din confortul tău, din comoditatea așteptărilor tale și să vină cu alterități insolite. Mai la... ales când cineva le reinterpretează pe Shakespeare. Da, la Craiova este un festival numit Shakespeare, unde sunt numai texte de Shakespeare, numai spectacole după Shakespeare, deci Shakespeare pe pâine, tot odată la 2 ani și iarăși este un lucru care bucură pe spectator și pe critic, fiindcă Shakespeare este poate autorul dramatic cel mai important din istoria literaturii universale și el este mereu actual. Este și... părintele, nu? Da, părintele... Bun, dacă mergem la greci și la... Poate fi numit părintele fondator al teatrului modern și el, Chekhov și încă unul, doi mari autori, chiar dacă spectacolul, unul sau altul dintre spectacole nu sunt foarte reușite, textul shakespearian are o forță care transgresează orice experiment nereușit și îl reîntâlnești acest text shakespearian de pe scenă, îl reîntâlnești, la mine se întâmplă într-o stare de beatitudine. Nu întâmplător, Shakespeare este considerat nu numai cel mai mare autor dramatic din istoria literaturii universale, dar și cel mai mare scriitor în general. Este considerat de mulți scriitorul numărul unu din întreaga istorie a literaturii. Iar la București vom vorbi despre FNT, despre Festivalul Național de Teatru, într-o emisiune separată. La București este foarte bună ocazie de a vedea diferite spectacole ale unor teatre diferite care vin din toate orașele României și care joacă pe scenele de la Teatrul Național, fiindcă sunt mai multe. Deci am văzut teatru din Sfântul Gheorghe, am văzut din teatru din Craiova, deci din toate orașele, în timp ce la Cluj erau numai actorii de la Teatrul Național din Cluj care jucau în mai multe spectacole. La București sunt trupe ale teatrelor din întreaga Românie care vin la București. Și deci, care au șansa, să recunoaștem, de a juca pe scena Teatrului Național până la urmă. Da, și o șansă pentru spectatorul din București de a vedea la lucru în spectacole actori din orașe în care poate nu ajunge, din, cum spuneam, din Craiova, da, din Sfântul Gheorghe. Toate vin aici și e o adevărată sărbătoare a reunirii actorilor importanți din România de la ora actuală. Și totuși nu mi-ai răspuns la întrebare dacă vreo piesă ți-a rămas așa în suflet de la Cluj. Da, sigur. Pe care o recomand. Sigur, voi scrie în total, mi-am făcut un calcul, voi scrie 6 cronici dramatice. Unde se găsesc cronicile? Pe portalul internet, am scris 2 chiar de acolo de la Cluj și mai am de scris 4 despre spectacole care nu mi-au plăcut. Scrii și despre nu, ce nu scriu despre spectacole care nu mi-au plăcut. Îmbătrânești, Daniel. Fiindcă sunt atâtea spectacole bune, atâtea spectacole valoroase, încât statistic este firesc să fie și spectacole mai puțin reușite. Dar am observat că și despre spectacole care mie mi s-au părut slabe se scrie cu mare entuziasm. Deci este o anumită diferență în a fi critic dramatic și a fi cronicar literar. Fiindcă, Flaviu, gândește-te la un spectacol, chiar dacă nu-ți place dintr-un motiv sau altul, ai regie, ai scenografie, ai lumini, ai sunet, ai actori, ai suflări. Deci nu te
nu ai în față un scriitor care scrie un text slab, ci ai un întreg complex de elemente în care poate să nu-ți placă montarea, dar scenografia să fie bună. Poate să nu-ți placă sonorul și sunetul, dar luminile să fie grozave. Deci nu e ușor de caracterizat global un spectacol și să pui așa o notă. Fiindcă, dar cum spui în formă elegantă? Că la un tablou spui că nu-ți place ce ramă frumoasă are ce la teatru. Da, cum spui? Deci e un sistem în care unele elemente pot fi foarte bune în funcție de cine le-a creat, cine le-a constituit și altele să fie mai puțin reușite. La o carte coperta este strălucită, cartonată, la un tablou rama este minunată. Nu, dar ca și la fotbal, de pildă, o echipă... am venit pe domeniul nostru. O echipă poate să piardă, dar să joace bine sau cel puțin anumită defensiva să fie așa bună. Așa preferă sau... suporterii rapidiști, au zis că mai bine să piardă, dar să joace bine. Portarul nostru Niță la meciul de la Euro în care ne-a înfrânt Belgia la o distanță confortabilă, l-a luat 4 sau 5 goluri, dar puteam să luăm 10, deci l-a apărat foarte bine în contextul în care România a pierdut. Un spectacol care mi-a plăcut foarte mult, chiar cel de deschidere, Ada Milea după texte de Herta Müller, în care se vorbea despre, se reprezenta scenic felul în care minoritatea germană din România, căreia îi aparține Herta Müller, a trăit în timpul regimului comunist. Ce a avut de suportat minoritatea germană? Era pe scenă un securist torționar și era acea atmosferă insuportabilă, irespirabilă a regimului totalitar pe care eu mi-o amintesc foarte bine, fiindcă aveam 15 ani la Revoluție și am apucat câte ceva din epoca trecută, dar pe care tinerii născuți după 89, ei nu s-au intersectat nici măcar o zi cu regimul totalitar, n-au reprezentarea directă a ceea ce însemna acest regim și spuneam că spectacolul acesta ar fi o idee să fie așa itinerant și să meargă prin licee, prin școli, să vadă tinerii de azi prin ce au trecut părinții și bunicilor. Să nu mai repete greșelile trecutului. Arta are această capacitate de a vorbi într-un mod profund despre un timp social și istoric și să vadă din spectacolul remarcabil al Adei Milea, să vadă ce a însemnat regimul comunist pentru generațiile precedente. Mulțumesc foarte mult, Daniel Cristea Enache, mulțumesc echipei tehnice, lui Daniel Dincă, lui Cristi Dumitrache. Rămâne, dragi prieteni, să citiți pe internet cronicile scrise de Daniel Cristea Enache și să mergeți la teatru. Vă mulțumim, numai bine, la revedere!